Să citim din Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12 la versetul 18. Filipeni, capitolul 2, de la versetul 12 până la versetul 18. Astfel, dar, prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu tremur. Nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea. Căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană și curați, copiii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa că în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Amin. Doamne, stăm încă o dată în prezența Ta și în prezența Cuvântului Tău cel Sfânt. Mulțumim pentru fiecare din noi, cei care suntem aici și privim încă o dată către mâna Ta, mâna Ta de Tată, ca Tu să o deschizi față de noi și să ne dai încă o dată Cuvântul Tău. Te rugăm, Doamne, să ne vorbești și cuvântul acesta să nu fie un cuvânt gol, semănat în vânt, ci să fie un cuvânt care să încolțească, Doamne, să aibă impact în viața noastră și să dăruiască chipul Tău în noi. Să ne ajute, Doamne, să ne transformăm mai mult pe calea aceasta pe care Tu ne-ai chemat să pășim. Doamne, fii Tu acela care vei vorbi în seara asta. Te rugăm în numele Domnului Iisus Hristos. Amin. Studiem epistola Apostolului Pavel către Filipeni și așa cum am ales titlul seriei de mesaje, titlul acestui studiu este vorba despre paradoxul bucuriei, un paradox practic care ne spune că este bucuria de a trăi pentru Hristos. În mod normal, oamenii sunt tentați să creadă că bucuria reală o găsești atunci când trăiești pentru tine, nu? Doar așa ești împlinit, doar așa acumulezi, doar așa progresezi, doar așa ai pace și împlinire. Dar paradoxul interesant pe care ne-l propune Filipeni este să găsești împlinire și bucurie tocmai în a renunța să mai trăiești pentru tine, căci pentru mine, spune Pavel, a trăi este Hristos. Când începi să te deschizi spre Hristos, să-ți schimbi direcția trăirii, abia atunci, spune el, găsești adevărata bucurie. Și până aici, în ultimele trei mesaje din studiul acesta, am văzut, practic, cum începe acest firicel al bucuriei, cum intri pe poarta bucuriei, cum înaintăm pe calea bucuriei și apoi deja am văzut și efectele care se întâmplă în viața noastră în momentul în care intrăm pe acest drum. Am văzut că intrăm pe poarta bucuriei, pe ușa bucuriei prin comuniunea la Evanghelie. Vă amintiți? Momentul în care suntem părtași sau în comuniune cu Evanghelia, în momentul acela găsim o bucurie pe care nu o găsești dacă ești în afara Evangheliei. Cei care nu s-au întâlnit cu Evanghelia, adică cu însuși Domnul Iisus Hristos, pentru că până la urmă Evanghelia este o persoană chiar, este vorba despre Domnul însuși, cei care nu s-au întâlnit cu Domnul nu pot avea parte de această bucurie. Dar apoi am văzut că nu doar că ne întâlnim cu Evanghelia, Evanghelia înaintează în orice împrejurare și Dumnezeu îți desfășoară planurile Lui și tot mai multe persoane sunt cucerite cu Evanghelia. Și nu contează împrejurările în care ne aflăm, Dumnezeu este în stare și poate să ducă Evanghelia la cât mai multe persoane. Data trecută am văzut unul din efectele interesante pe care Evanghelia și mesajul le aduce în viața creștinilor și asta produce din nou o bucurie și anume unitatea.
Nu? Cât de importantă este unitatea în biserică. Și ne-am uitat în prima parte a capitolului 2 că Pavel spune: mă bucur că sunt părtași la Evanghelie, mă bucur că Evanghelia înaintează și chiar dacă sunt în închisoare, eu tot mă bucur, dar uite, am o rugăminte la voi. Faceți-mi bucuria de plină! Duceți-mi bucuria la alt nivel! Îndepliniți-mi sau împliniți-mi bucuria prin ceva. Prin ce? Fiți uniți. Trăiți în unitate. Simțiți la fel. Gândiți la fel. Și modelul pe care ne-l propune este modelul acesta al smereniei Domnului Iisus Hristos. Dacă El s-a smerit, așa să ne smerim și noi. Și dacă ne smerim așa, vom avea unitate. Acum, în următoarea secțiune pe care tocmai am citit-o de la versetul 12 la versetul 18, Apostolul Pavel ne aduce în atenția noastră o realitate foarte, foarte importantă în viața de credință. De aceea, subiectul pe care urmează să-l tratăm în continuare este atât de important încât aș putea să spun că face parte din cele mai esențiale, din alfabetul, dacă vreți, vieții de credință. Pentru că, nici mai mult, nici mai puțin, tema acestui mesaj, tema acestei secțiuni din Epistola către Filipeni, este practicarea sfințirii, pe care am numit-o eu o bucurie împărtășită. Practicarea sfințirii, o bucurie împărtășită. Vedeți, sunt mulți care vorbesc despre sfințire. Noi vorbim despre sfințire și sunt împrejurări în care oamenii vorbesc despre sfințire. Sunt unii din afara creștinismului care vorbesc despre sfințire și fapte bune. Diferența între toți ceilalți oameni și adevărații credincioși este că adevărații credincioși nu numai că vorbesc despre sfințire, e chiar o practică. Și aș vrea să ne uităm un pic în profunzimea acestui pasaj, să înțelegem care este mecanismul. De ce este atât de importantă sfințirea și mai ales acea întrebare care deja arde în inimile noastre? Cum? Cum în lumea asta este posibil să practici sfințirea, nu doar să fii un teoretician al sfințirii, să se vadă progres în viața noastră din punctul acesta de vedere? Haideți să luăm pe rând câteva aspecte foarte importante despre practicarea sfințirii. Primul lucru este că practicarea sfințirii în viața credinciosului, este o normalitate. Modul în care vorbește Pavel nu este să ne arate că practicarea sfințirii ar fi un fel de accident. Ar fi o situație întâmplătoare când îi întreb pe mulți, cum stai cu sfințirea? Așa vorbesc despre ea ca și cum, din când în când. Ca și cum atunci când se întâmplă să se vadă rodul sfințirii în viață, vai ce sărbătoare! Tăia sfințelul cel îngrășat! Haideți să facem ceva, că am reușit și eu în sfârșit să practic sfințirea. Nu așa se pune problema aici. Dimpotrivă, sensul este invers. Practicarea sfințirii este o normalitate și abaterea de la sfințire este un accident. Pentru copilul lui Dumnezeu. Pentru cel care nu este copilul lui Dumnezeu, practicarea păcatului este o normalitate. Și manifestarea unor lucruri care seamănă cu sfințirea sunt doar accidente pur întâmplătoare în viața lor. Sunt două moduri sau două baze pe care Pavel fundamentează normalitatea sfințirii. Prima bază sau prima motivație care ar trebui să ne ajute pe noi să înțelegem cât este de importantă, de ce e normală și de ce ar trebui să practicăm sfințirea, este poziția lui Hristos. Uitați-vă, vă rog, în versetul 12. Versetul 12 începe cu o expresie care ar trebui să ne sugereze nouă ceva. Expresia este asta. Astfel, dar, prea iubiților, și continuă și spune, duceți până la capăt mântuirea voastră. Aici aș vrea să fac o scurtă paranteză și să afirm că modul în care eu înțeleg expresia duceți până la capăt mântuirea voastră, conform cu acest text, cu epistola întreagă, dar și cu ansamblul Sfintei Scripturi, este următorul. Aici nu se referă la faptul că noi am putea face ceva pentru mântuirea noastră.
Noi nu putem face nimic pentru mântuirea noastră. Biblia este foarte clară în privința aceasta. Când Domnul Iisus Hristos își dădea viața pe cruce, vă amintiți ce a strigat? S-a isprăvit! Și lucrarea de mântuire este completă și finală prin lucrarea lui Hristos de la Golgota. Nimeni în lumea asta nu poate adăuga absolut nimic pentru mântuirea lui. De fapt, în Efeseni 2:9 ni se clarifică, căci prin har ați fost mântuiți, prin credință și aceasta nu vine de la voi. Este darul lui Dumnezeu. Deci, este clar, nu putem noi să ne mântuim. Dar ce înseamnă duceți până la capăt atunci mântuirea voastră? Și modul în care înțeleg expresia asta este următorul. Vorbim despre mântuire la trei timpuri. La timpul trecut că am fost mântuiți, la timpul prezent că suntem mântuiți și la timpul viitor că vom fi mântuiți sau glorificați. Aspectul prezent al mântuirii se numește sfințire. Dacă eu am fost mântuit în trecut, eu acum trebuie să trăiesc în mântuirea asta pe care Hristos mi-a dat-o în dar. Iar trăirea mea în mântuirea pe care El mi-a dat-o se numește sfințire. Așa înțeleg pasajul acesta. Nu ca și cum ar zice, faceți acum și voi ceva ca să fiți mântuiți. Hristos a dus-o până la punctul A, dar voi faceți mai departe să o duceți până la capăt. Nu asta înseamnă. Hristos a dus mântuirea până la capăt și voi acum, dacă sunteți ai Lui, trebuie să trăiți în mântuirea aceasta și conform cu mântuirea asta. Așa trebuie să înțelegem versetul acesta. Duceți până la capăt mântuirea voastră sau trăiți în mântuire până la capăt, până când Hristos va reveni a doua oară. Dar ce înseamnă să trăiești în această mântuire? Exact, practicarea sfințirii. Și spuneam că prima motivație pentru această practicare a sfințirii este poziția lui Hristos. Astfel, dar, ne trimite pe noi la secțiunea anterioară. Spuneam deja că secțiunea anterioară ne vorbește despre modelul lui Hristos care s-a golit pe sine însuși, s-a jertfit, a luat chip de rob, a fost ascultător de Tatăl până la moarte și încă moarte de cruce. Și începând cu versetul 9 din capitolul 2, se prezintă reîntoarcerea lui Hristos în glorie, da? Din versetul 5 ni se prezintă coborârea lui Hristos din glorie și merge, renunță la slava cerească, se smerește, se face ascultător până la moarte și încă moarte de cruce și din versetul 9 se reia această buclă și Hristos se întoarce în glorie din versetul 9 și spune, de aceea și Dumnezeu l-a înălțat nespus de mult și a dat numele mai presus de orice nume pentru ca numele Lui, adică să aibă autoritate peste orice domeniu al existenței, atât în ceruri, atât pe pământ, cât și sub pământ. Și Hristos, actualmente, este înălțat în glorie și are autoritate peste toate sferele de existență posibile și numele Lui se va pleca orice genunchi și orice limbă va mărturisi că Iisus Hristos este Domnul Stăpânul. Și apoi continuă din versetul 12, astfel dar prea iubiților. Având această imagine în minte, având clară pentru voi această realitate a Hristosului înălțat, iată ce trebuie să faceți. Practicați sfințirea până când Hristos va reveni. Sau duceți până la capăt mântuirea voastră. Trăiți în mântuirea câștigată de Hristos cu frică și cu cutremur. Dar de ce cu frică și cu cutremur? Simplu. Pentru că să amintești poziția lui Hristos. În fața acestui Hristos înălțat în glorie, care a câștigat în lupta cu toți vrăjmașii și a supus toate domniile și stăpânirile, în fața acestui Hristos care a Tatăl a dat autoritatea peste orice domeniu al existenței, nu poți să faci altceva decât să-ți pleci genunchiul de aici de pe pământ și să trăim în sfințenie ținând cont de poziția înaltă, unică, pe care o are Domnul Iisus Hristos. Să trăiești în acea reverență și în acea frică sfântă față de un Hristos înălțat în slavă. Deci o primă motivație pe care o prezintă Pavel este asta. Vrei să trăiești în sfințenie? Vrei să nu te mai scalzi în păcat în fiecare zi? Atunci uite ce trebuie să faci. Amintește-ți imaginea de la versetul 9 la 11. Amintește-ți unde este Hristos.
Când tu vrei să iei decizia asupra vieții tale și vrei să fii propriul tău stăpân și vrei să înfăptuiești ceva, deși știi că nu este după voia lui Dumnezeu, amintește-ți unde ești tu și amintește-ți unde e Hristos. Și amintește-ți de poziția lui Hristos. Și asta ar trebui să te determine pe tine să trăiești în sfințenie. De aceea, pentru un copil al lui Dumnezeu, și asta e valabil acum pentru fiecare dintre noi în parte, fiecare dimineață, dragilor, fiecare dimineață trebuie începută cu o conștientizare a poziției lui Hristos. Unde se află Hristos? Mâine dimineață când te trezești, știi ce să faci și ce să fac primul lucru? Să spun, Doamne, Tată al Cerului și al Pământului, te laud că m-ai trezit și astăzi la o nouă zi și mă pot duce la lucru sau la școală sau unde trebuie să merg. Dar te laud că și astăzi îmi amintesc că Tu ești Domn. Tu ești pe tron. Și astăzi Tu dispui de viața mea, Tu domnești peste viața mea și nu voi permite ca astăzi să fiu eu stăpânul. Și astăzi Tu ești stăpânul meu. Și mâine Tu ești stăpânul meu. Este foarte, foarte important lucrul acesta. A doua motivație care ne arată că sfințenia este o normalitate, pe lângă poziția înălțată a lui Hristos, se regăsește în versetul 17. Este aici o expresie foarte interesantă. Spune, și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre. Acum haideți să zăbovim un pic la expresia asta. Slujba credinței voastre. Ce vrea să arate nouă prin această expresie, se mai poate traduce lucrarea credinței voastre sau slujba credinței voastre. Este următorul lucru. În momentul în care ai credință, și cum ai credință? Ne amintim de capitolul 1, da? Cum intri pe ușă? Prin părtășie la Evanghelie, prin comuniune la Evanghelie. În momentul în care ai credință, slujba sau lucrarea credinței va fi practicarea sfințirii. Pentru că tot ceea ce descrie Pavel din versetul 12 până la versetul 17, duceți până la capăt mântuirea cu frică și cu cutremur, faceți toate lucrurile fără cârtiri și șovăieli, fiți fără prihană în mijlocul unui neam ticălos și stricat, să străluciți ca niște lumini în lume. Și toate aceste imperative pe care el le prezintă, aceste chemări la sfințire, el le adună pe toate, parcă le-ar lega cu o funie, și le sumarizează printr-o expresie simplă, clară și precisă. Dacă faceți toate astea, asta este, de fapt, nimic mai mult și nimic mai puțin decât slujba credinței voastre. Sau lucrarea credinței voastre. Ce vrea să spună cu alte cuvinte Pavel aici este următorul lucru. Credința voastră, în mod natural și în mod normal, va aduce ca rod sfințirea. Dacă aveți credință, credința nu este una statică, de piatră, o stană de piatră. Nu este o credință pe care o iei, o pui într-un colț, cum ai pus mobila și nu se mai mută de acolo. Credința asta care este în voi, în momentul în care ați devenit părtași la Evanghelie, această credință lucrează, are o lucrare, este vie. Asta înseamnă slujba credinței sau lucrarea, este vie. Și ceea ce lucrează această credință vie, este tocmai sfințirea despre care se vorbește. Deci concluzionez acum spunând că practicarea sfințirii este o normalitate. Nu este un accident. Nu trebuie să fie ceva rarisim în viața noastră. Sunt și eu sfânt la sărbători. Sunt și eu sfânt când postez. Sunt și eu sfânt când trec prin necazuri. Sunt și eu sfânt când nu mai am bani. Sunt și eu sfânt când trec printr-o boală. Sunt și eu sfânt când vreau ca Dumnezeu să-mi dea ceva și să-mi răspundă la rugăciune. Nu așa! Practicarea sfințirii este o normalitate. Practicarea păcatului este un accident. Și este o normalitate pentru că Hristos este înălțat și atunci noi trebuie să ne supunem înaintea Lui. Și este o normalitate pentru că credința din noi lucrează. Asta este slujba ei naturală. Al doilea lucru. Practicarea sfințirii nu doar că este o normalitate, este și o certitudine. Și aici deja ne apropiem de subiectul și mai arzător. Ce spuneam mai devreme, de acea întrebare, cum? Da, frate, aș vrea să fiu sfânt. Vreau ca sfințirea să fie o normalitate în viața mea. Îl recunosc pe Hristos înălțat în slavă. Aș vrea să văd și eu că am o credință care aduce rod. Dar cum? Și răspunsul incredibil, copleșitor de-a dreptul pe care îl dă Pavel la întrebarea asta.
se găsește în versetul 13, unde spune căci Dumnezeu este acela care lucrează în voi și vă dă după plăcerea Lui și voința și înfăptuirea. Este incredibil. Pavel spune, sfințirea trebuie să fie o normalitate în viața voastră, dar modul în care asta se va întâmpla, de fapt, este că Hristos însuși lucrează în voi. Foarte repede, permiteți-mi să zăbovesc asupra acestei expresii. Hristos lucrează în noi și ne dă și voința și înfăptuirea. Haideți să ne gândim la Dumnezeu. Cum lucrează Dumnezeu? Cum lucrează Hristos? Că Dumnezeu lucrează în noi, da? Haideți să ne gândim un pic la lucrul ăsta. Dar știm că Dumnezeu lucrează și în afara noastră și a lucrat și în afara noastră. Și doar vă dau exemplu creație. E foarte simplu, foarte clar pentru toată lumea. Gândiți-vă că Dumnezeu a lucrat în cadrul creației. Și într-o zi a stat Tatăl cu Fiul și cu Duhul Sfânt de vorbă. Sau nu era într-o zi, că încă nu era creat timpul, da? În orice caz au vorbit și au spus, haideți să facem un univers. Și au făcut univers. Și au spus ei, hai să mai lucrăm ceva. Haideți să facem cerul și pământ. Și așa a fost. Haideți să facem viețuitoare de toate felurile. Și așa a fost. Hai să facem un soare. Ce e greu? Nu, foarte simplu. Uite acolo am pus și soare. Haideți să facem și o lună. A pus și luna. Haideți să adunăm toate apele la un loc și s-au format mările și oceanele. Haideți să facem om după chipul și asemănarea noastră și așa mai departe. Și totul se execută după lucrarea lui Dumnezeu. Domnul spunea, tot a fost foarte bine și nimic nu s-a opus lucrării lui Dumnezeu. Da? Acest Dumnezeu a lucrat. Vă dau alt exemplu de lucrare. Asta a fost un exemplu în afara noastră, în creație. Știați că Dumnezeu a lucrat și în Hristos? Ne spune cuvântul Dumnezeu în Corinteni că Dumnezeu era în Hristos împăcând lumea cu sine. Când Hristos murea pe cruce, El era Dumnezeu. Și de fapt acolo Dumnezeu desfășura o lucrare de mântuire, de împăcare a oamenilor cu sine. Când Hristos a murit, a continuat lucrarea în Hristos când a înviat din morți și curând vom sărbători Paștele. Și a treia zi după Scripturi, Dumnezeu a lucrat în Hristos și l-a scos afară! A desfășurat o putere nemaipomenită despre care vorbește în Efeseni, capitolul 1, vă amintiți? Spune, să ne se deschidă ochii ca să pricepem nemaipomenita putere pe care Dumnezeu a desfășurat-o în Hristos prin faptul că l-a înviat din morți, vă amintiți, da? Că am studiat Efeseni. Și l-a pus să șadă la dreapta lui Dumnezeu și l-a făcut cap al bisericii. Incredibil ce putere! A descătușat să-l învieze pentru totdeauna. Să biruiască moartea. Să-i supună pe toți vrăjmașii. Acesta este Dumnezeu care lucrează. Și acum imaginați-vă următorul lucru. Dumnezeul care a lucrat în cosmosul ăsta imens, în galaxiile imense și miliardele de stele care sunt, măreția Lui despre care cântăm, cât de mare, ce mare ești, ce mare ești. Același Dumnezeu care a lucrat în Hristos împăcând lumea cu sine, înviindu-L din morți, dând la o parte orice barieră, înălțându-L în cer și făcându-L Domnul Domnilor și Regele Regilor. Același Dumnezeu lucrează în tine. Dragilor, eu nu știu cum să explic asta. Și nu zic despre voi, dar spun despre mine. Nu sunt convins că înțeleg ce înseamnă asta. Ca un Dumnezeu care a lucrat și a făcut tot ce vedem în jurul nostru. Ca un Dumnezeu care a lucrat în Hristos cu o putere nemaipomenită. Cum a lucrat în Hristos să lucreze și în tine și în mine. Imaginați-vă ce înseamnă asta! Se laudă pedagogii când spun, am lucrat în elevul ăsta, uite ce elev a devenit. Se vede chipul meu în el. Se laudă antrenorii când se uită la fotbaliști sau la altcineva și spune, am lucrat, l-am educat, uite-l, uite-l cum a ajuns. A luat ceva din mine, se vede investiția mea în el. Gândește-te acum că Dumnezeu lucrează în tine și Dumnezeu lucrează în mine. Același Dumnezeu care a lucrat în Hristos.
Păi întrebarea este, dacă toată creața s-a executat după porunca lui și totul a fost foarte bine, dacă Hristos a înviat din morți și a fost înălțat la cer și va reveni a doua oară și a învins moartea și pe diavolul și totul a fost foarte bine, ce te face să crezi că Hristos nu poate lucra în tine sau în mine? Că păcatul din viața mea nu poate fi biruit de puterea lui Dumnezeu. Că slăbiciunea din viața mea nu poate fi biruită de puterea lui Dumnezeu. Dacă totul, până și moartea și diavolul au fugit dinaintea lui, de ce n-ai putea tu sau eu să mergem un pas mai departe în sfințirea noastră, când Dumnezeu lucrează? Nu spune cuvântul lui Dumnezeu că mai puternic este cel ce este în noi decât cel ce este în lume? Deci, sfințirea și practicarea sfințirii nu este doar o normalitate, este și o certitudine. Cei care l-au pe Dumnezeu în ei, ne spune cuvântul în versetul 13, au și voință, dar numai voință. Au și înfăptuire. De ce? Fiindcă Dumnezeul atotputernic lucrează în tine. Câtă putere ai tu sau eu? Cât e de limitat? Cât e de slabă? Dar imaginează-ți că ai în tine un Dumnezeu atotputernic. Este incredibil. De asta vă spun, nu putem pricepe cu mintea noastră ce înseamnă că ai un Dumnezeu atotputernic în tine. Dar, Doamne, lucrează în continuare în noi, cu puterea pe care Tu ai. Al treilea lucru legat de practicarea sfințirii, pe lângă faptul că este o normalitate și o certitudine, practicarea sfințirii este o priveliște. Asta ne arată în continuare textul. Adică, sfințirea nu se practică sub pat. Sau să folosesc altă expresie biblică, sub obroc. Nu e lumina să o ascund sub pat, sub obroc, să nu o vadă nimeni. Nu poate cineva să zică, eu practic sfințirea în secret. Nu e nimic dacă nu se vede. Nu contează ce spun oamenii. Știu eu cu Dumnezeu. Nu. Sfințirea și practicarea sfințirii este vizibilă. Este o priveliște. Este o lumină. Uitați-vă cum pune problema Pavel în versetul 14 la 16. Faceți toate lucrurile fără cârtiri și fără șovăieri ca să fiți iarăși un limbaj al sfințirii. Fără prihană și curați, observați? Copii ai lui Dumnezeu, fără vină, iarăși limbajul sfințirii? Și acum spune, în mijlocul unui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume. Și continuă și o să spun imediat după aia și versetul următor. Expresia în care străluciți ca niște lumini în lume se mai poate traduce astfel. În care străluciți ca niște stele în univers. Haideți să vă descriu un pic imaginea pe care Pavel vrea să o ne prezinte aici. Asta este imaginea. Lumea în care trăim este întunecată. Trăim în mijlocul unui neam ticălos și stricat și mizerabil. E cineva care nu-i convins de asta? Citiți un pic ziarele, dați drumul la televizor, mergeți pe străzi. Numai ieșiți un pic de aici și o să vedeți. Este că în mijlocul acestui neam ticălos și stricat, în care totul este beznă, și mi-amintesc de bezna aceea de pe vremuri, de bezna despre care vorbește când aveai peste Egipt, întunericul ăla de 3 zile, că nu te puteai spune, a fost întuneric, că nimeni nu s-a putut mișca de la locul lui. Îți băgai degetele în ochi, nu puteai face un singur pas. Era beznă totală. În mijlocul acestui întuneric total și a mizeriei și a decăderii spune, voi străluciți ca niște stele în univers. Adică s-a prins o stea în copilul lui Dumnezeu. Și s-a mai aprins o stea. S-a mai aprins o stea. Și s-a mai aprins o stea. Și dintr-o dată lumea asta mizerabilă și întunecată se umple de stele care strălucesc. Și aceste stele sunt, de fapt, copiii lui Dumnezeu care strălucesc ca niște lumini în lume. Și ăsta ar trebui să fie, de multe ori, răspunsul la problema răului, a păcatului și a suferinței din lume. Când mulți întreabă, dar uite cum e lumea asta! E o lume nedreaptă, rea și mizerabilă! Unde e Dumnezeu? Uite, de totul e întuneric! Beznă! Și Dumnezeu spune, dar uite-te un pic mai atent. Vei vedea, de fapt, că întunericul ăsta beznă este plin de stele strălucitoare.
Și aceștia sunt copiii mei care strălucesc pentru mine. Aceștia sunt copiii mei care strălucesc ca niște lumini în lume. Ei sunt sfinți și sfințirea lor este vizibilă. În 1 Corinteni 4 cu 9 spune, fraților, se vorbește despre apostol, dar e valabil și pentru noi. Am ajuns o priveliște pentru îngeri, pentru lume și pentru oameni. Acum îngerii se uită la tine și la mine. Mâine îngerii se vor uita la noi. Lumea se va uita. Orice facem, în public sau în privat, suntem o priveliște, oameni buni. Unde mă voi duce departe de chipul Domnului? Unde voi fugi departe de fața lui, spune psalmistul în psalmul 139? Niciodată nu ne putem ascunde. Și când suntem singuri, oriunde am vrea și avem impresia că chiar nimeni nu mă vede și nimeni nu va afla, atunci suntem, de fapt, ca la expoziție. Suntem o priveliște. Pentru îngeri, pentru lume și pentru oameni. Întrebarea însă este, cum aș putea să strălucesc? Că aș vrea să fiu o priveliște bună, să strălucesc ca o lumină în lume. Dar cum? Și de asta spun, versetul următor ne explică cum se poate să strălucim. Uitați-vă, vă rog, la versetul 16. Ținând sus cuvântul vieții. Ținând sus cuvântul vieții. Păi normal că dacă ai nevoie de o stea care să strălucească în întunericul ăsta beznă, singurul mod în care poate străluci este ținând sus cuvântul vieții. Cuvântul vieții este Domnul Iisus Hristos și expresia ținând sus se mai poate traduce în două moduri. Se mai poate traduce ca ținând strâns, ținând sus, ținând strâns și arătând. Deci, expresia asta scurtă o putem înțelege în felul următor. Țin sus, țin strâns, nu mă las și arăt. Da? Țin sus, țin strâns și arăt. Toate trei sunt incluse în expresia, în original. Adică Hristos, cuvântul vieții, îl țin sus, îl țin strâns, de El nu mă las orice ar fi, și orice tentație ar veni în jurul meu de Hristos, nu mă las, îl țin strâns și îl arăt. Adică, până la urmă, modul în care practicăm sau nu practicăm sfințirea în viața noastră, spune ceva despre Hristos. Și aici este durerea când întâlnești multe persoane care îți arată cu degetul și spun, voi sunteți creștini? Uite ce știu despre cutare, despre cutare și despre cutare. Pentru că mărturia prezentată nu a fost una bună. De aceea noi ar trebui să ne gândim că tot ceea ce facem vorbește despre Hristos. Nu este doar despre noi. Mulți când păcătuiesc, am întâlnit tați bețivi care spun, bă, e viața mea, ce contează? Zice, n-are nimic. Eu muncesc, eu îmi câștig banul, eu îl beau. Dacă mor, eu mor. Nu e așa. Îți afectezi soția, îți afectezi copiii și îi traumatizezi. Pe toți ceilalți din jurul tău, prietenii tăi, și mai mult decât atât, îl faci de râs. Faci de râs numele lui Hristos, dacă te numești copilul lui. De aceea trebuie să înțelegem că suntem o priveliște și că păcatul sau sfințirea noastră afectează pe mai mulți din jurul nostru. Afectează pe apropiați și mai mult decât orice îl afectează pe Domnul Iisus Hristos. Cu alte cuvinte, nu suntem noi singuri în viața asta, de unii singuri, călăreți singuratici, care facem ce vrem și când vrem. Ci trebuie să fim responsabili și să înțelegem rolul important pe care îl avem ca și copii de Dumnezeu. Și ultimul lucru care vreau să închei. Practicarea sfințirii este o normalitate. Practicarea sfințirii este o certitudine, fiindcă Dumnezeu lucrează în noi. Este o priveliște și ne cheamă Dumnezeu să strălucim ca niște stele în univers, în mijlocul unui neam ticălos și stricat. Să nu fim și noi beznă, să fim lumini. Dar practicarea sfințirii, în ultimul rând, este și o bucurie. De asta am și numit mesajul practicarea sfințirii, o bucurie împărtășită. În momentul în care practicăm sfințirea, împărtășim aceeași bucurie. Haideți să ne uităm un pic la versetul 17 și 18. Și chiar dacă va trebui să fiu turnat ca o jertfă de băutură peste jertfa și slujba credinței voastre, eu mă bucur
și mă bucur cu voi toți. Tot așa și voi, nu numai eu, și voi. Bucurați-vă și bucurați-vă împreună cu mine. Interesant, așa e de patru ori se spune despre bucurie în două versete. Ce vreau să spun aici? Foarte pe scurt. Aici vorbea, vă amintiți, despre slujba credinței lor sau despre lucrarea credinței. Și Pavel zice așa, oameni buni, în momentul în care credința voastră se va manifesta și va lucra, de multe ori asta înseamnă suferință. Asta înseamnă jertfă și de fapt sfințirea înseamnă jertfă. Sfințirea nu este ușoară, costă. Trebuie să renunți la lucruri. Dacă mie îmi place acum să predic și vin și spun, asta este o dovadă a sfințirii, că uite cum nelipsit sunt de la biserică și predic tot timpul, nu este o dovadă a sfințirii, fiindcă eu fac ceva ce îmi place și o pot face și dacă nu sunt sfânt. Știți când va fi o dovadă a sfințirii? Când voi face ceva ce mi este greu, ce nu-i place firii mele. Dacă ție îți place să cânți în cor sau în echipa de închinare și totdeauna ești cu microfonul la biserică și cânți și spui, vai ce bine, sunt bine, sunt bine, sunt pe calea Domnului, că practic sfințirea. Dacă ție îți place lucrul ăla, nu înseamnă că nu trebuie să-l faci. Adică, normal, e bine, mai departe, să predicăm, să cântăm, dar când Dumnezeu îți cere să renunți la ceva, când sfințirea înseamnă cost și durere, acolo se vede dacă ne sfințim sau nu. Acolo. Și Pavel spune, dacă cauți să te sfințești, vei pierde prieteni mulți. Vei pierde bani. Relații, poziție socială, habar n-am ce. Și el vorbește despre sfințire ca jertfă și apoi face trimitere la un episod din Vechiul Testament, din sistemul jertfelor, Exodul 28, la 39, la 41, și spune așa, vă amintiți, acolo se aduceau jertfe, miei, oi, voi, ce se aduceau, și după ce se puneau pe altar și se aduceau ca jertfă, preotul lua un pahar cu vin și turna acel pahar peste jertfă, da? Și asta era jertfa de băutură. Și se făcea un abur care imediat se ridica și spune că era de un miros plăcut Domnului. Adică Domnului îi plăcea așa ceva. Și el folosește imaginea asta ca și cum după ce aduce o jertfă se completează cu un pahar de vin pus peste jertfă și el preia imaginea și spune, când voi veți pune în aplicare slujba credinței voastre și dacă asta aduce suferință și suferința asta va fi completată cu faptul că eu va trebui să fiu turnat ca un pahar peste jertfa voastră, adică s-ar putea să fiu omorât, fiindcă se afla în închisoare, și dacă va trebui să mor pentru că voi trăiți în credință, eu mă bucur, dar nu se oprește numai aici. Și spune și bucurați-vă și voi împreună cu mine. Cu alte cuvinte, zice Pavel, practicarea sfințirii pentru un credincios nu trebuie să fie o corvoadă, un chin. Ah! Ce îmi cere Dumnezeu să fac? M-am săturat! Nu mai vreau să fac asta. De ce nu pot să fiu șocat? Și am întâlnit atât de mulți creștini care spun, de ce atâtea limite? De ce atâta spune Dumnezeu? De ce așa? De ce așa? De ce nu mă lasă să mă bucur? De ce nu pot și eu să beneficiez de ceea ce oferă lumea asta? Oameni buni! E adevărat, asta e greu. Dar pentru un copil al lui Dumnezeu, Pavel spune, nu numai că sunt gata să sufăr astea și să renunț la ele, dar chiar dacă trebuie să plătesc prețul ultim și să fiu turnat ca o jertfă de băutură, pentru mine nu este un chin și o supărare. Eu mă bucur și bucurați-vă și voi împreună cu mine. De ce? Care este explicația? Pentru că fundamental, sfințirea nu înseamnă respectarea unui set de porunci cu o listă de da și cu o listă de nu, ci sfințirea, de fapt, în sensul ei profund, înseamnă o punere deoparte pentru Dumnezeu. Sfințirea înseamnă o asemănare tot mai mare cu Dumnezeu. Sfințirea înseamnă, foarte pe scurt, să devii ca Domnul Iisus. Și dacă am gustat din Hristos și am văzut că este bun, spune Pavel, ce bucurie mai mare aș putea avea vreodată în lumea asta decât să mă asemăn mai mult cu Hristosul din care am gustat. Înțelegeți? El așa pune problema sfinției.
De asta spune, pot să renunț la toate și mai mult decât atât și să mor pentru Hristos. Fiindcă bucuria pe care am avut-o când l-am întâlnit pe Hristos și când nu mai semăn cu ființa aia schimonosită de păcat satanică care eram înainte, când umblam în deșertăciunea faptelor mele și religiunea iudeilor, și am început și eu să semăn cu Hristos. Cu cât semăn mai mult cu El, cu atâta mă bucur mai mult. Cum aș putea să renunț la asta? De fapt, o să vedeți mai departe, în capitolul 3, El exemplifică, exact duce mai departe gândul și spune, dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, că eram iudeu din iudei, în ce privește legea fariseu și așa mai departe, toate le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Nu m-am mai păsat de ele. Să fiu găsit în El, având nu neprihănirea mea pe care o dă legea, ci neprihănirea care se capătă prin creță. Le-am socotit ca un gunoi, ca un bănegar, spune El în original. Din pricina lui Hristos. Așa pune problema. Dacă pentru noi sfințirea va însemna o listă de da cu care umblu în buzunarul drept și o listă de nu cu care umblu în buzunarul stâng și mă tot uit ce am de făcut și ce am de făcut și mă chinui și mereu, ah, Doamne, cât te încerc, n-am voie să min, n-am voie să fur, n-am voie să curvez, n-am voie să fac asta, n-am voie să fac asta. Toate astea pentru noi înseamnă că nu am înțeles sfințirea, că n-am înțeles ce înseamnă relație cu Dumnezeu. Dar când pentru noi sfințirea înseamnă să fiu smuls din mijlocul unui neam ticălos și stricat, să strălucesc ca o stea în univers și să fiu pus pe drumul asemănării cu Domnul meu, să-L găsesc pe Hristos și să gust din El tot mai mult. Oh. Și cei care au experimentat asta, puteți să recunoașteți, niciodată n-ați fost mai împliniți și n-am fost mai împliniți decât atunci când am putut să zicem, astăzi am semănat mai mult cu Hristos decât am semănat ieri. Așa e. Când ai văzut, când ai simțit că Duhul Sfânt ți-a confirmat și ți-a spus, da, da, Costă, da, Emi, da, așa trebuie. Acea pace și așa, acea împlinire, de a ști că ai semănat cu Hristos și ai fost în voia Lui, a fost mult mai mult decât orice împlinire profesională, materială, omenească. Fiorul ăla pe care îl ai când știi că s-a înfiripat în tine mai mult din Hristos, este incomparabil. Nu este bucurie în lumea asta, nimic să se compare cu dulceața asemănării cu Hristos. Să știi, da, Doamne, am lăsat mai mult mizeria și semăn mai mult cu Tine. De aceea, practicarea sfințirii pentru credincios este o bucurie. Chiar dacă va trebui să fim turnați ca o jertfă de băutură, adică să ne dăm viața. Dumnezeu nu ne-a chemat acolo. Poate foarte puțin sau niciunul dintre noi nu vom ajunge să murim din cauza asta. Dar Domnul cere să moară eu-ul nostru. Poate să renunțăm la ceva ce ține de firea noastră. Și știm că nu-i place Domnului. E dureros? Da. Dacă o privim ca pe o listă de interdicții, e dureros. Dar dacă o privim ca o posibilitate să ne umple mai mult de Dumnezeu, asta este o mare bucurie. Închei spunând că Domnul ne cheamă să practicăm sfințirea. Evanghelia ne cheamă să practicăm sfințirea. O normalitate, o certitudine, fiindcă Dumnezeu lucrează în noi, o priveliște pentru alții, dar mai ales o bucurie. Bucuria de a fi în Hristos și pentru Hristos. Dumnezeu să ne ajute pe toți să ne sfințim tot mai mult. Și El să lucreze această sfințire în viața noastră. Amin.